În această dimineață trece pe la noi o prietenă dragă nouă, n-a fost de ceva vreme, nu a venit cu mâna goală, a venit cu rodnicia toamnei, putem spune, pentru că bucătăria noastră a înflorit de preparate pe care cu toții ni le dorim în fiecare toamnă. Și de fiecare dată când vine pe la noi, vine așa cu tot ce pregătește domnia sa, cu drag, cu suflet. Draga mea Lavinia, doamnelor și domnilor, mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Ne ținem de surprize în această săptămână, așa cum v-am obișnuit. Ne-a fost tare dor de domnia sa. Vine cu cântece frumoase și cu un costum nou-nouț. Nu numai cu bucate alese. Hai să ne bucurăm de muzică. Surprize! Cu noroc! Bună dimineața, haideți la Turcoazic alături de noi, doamnelor, domnilor, Silvia Șaramet, mereu cu tolba plină și la propriu și la figura. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați revenit, ne-a fost tare dor de dumneavoastră, prietena noastră dragă cu suflet bun, mereu generoasă. Ați venit în platoul nostru, v-am admirat costumul. Da. Bineînțeles că vreau să le reamintesc celor de acasă că sunteți dumneavoastră de talentată cu mânuțele acelea croșetați și faceți lucruri minunate. Da, mi-am împodobit și ea la mâneci că sunt semene cu coalele. Îți place ea la Vinia? Îmi place orice costum popular și mai ales, de colega mea. Mai ales acelea care sunt... Cu asta ne ocupăm.
recondiționate și foarte bine întreținute. Și le admir și le prețuiesc, așa cum vă prețuim și pe dumneavoastră. Mulțumesc mult! Vă iubesc și eu. Ce face doamna Silvia? Sunt bucuroasă că am venit la voi. Sunt bucuroasă. Și norocoasă. Norocul meu e că m-am întâlnit cu domnul George Rotaru. Am crezut că norocul este că ne-a văzut pe noi. Că voi v-am mai întâlnit. Deci, eu sunt norocos, să știți, pentru că te-am admirat. Hai, noroc. Și pe doamna. Ți-am admirat costumul, fota care este într-adevăr... Petrința e prima dată când îmbrac. Să vă poarte noroc. O femeie frumoasă, îmbrăcată frumos, sigur că da. Mulțumesc. Într-o emisiune extraordinară. Cu grijă. Nu se supără soțul, nu? Mai am. Nu. Când primiți compliment. Păi cum să se supără? Dacă era urâtă și îmbrăcată urât și avea să fie trist. Da, hai că ne place. Hai că ne place. Stați că suntem și noi pe aici, draga mea, Lavinia. E, doamna Silvia, când v-ați simțit cea mai norocoasă femeie din lume? Cea mai norocoasă când am născut băiatul. Când ați devenit mamă. Când am devenit mamă. Voiam să am băiat. Toată de ce sarcina, băiat și nu fată? Pentru că noi am fost patru surori acasă și voiam băiat. Și pe mama, Dumnezeu să ierte, am întrebat-o, că și mama mi-a zis, mi-am dorit tot timpul băiat, da. Și băiat mi-a dat Dumnezeu. Da, toată sarcina, vorbeam cu el și îi ziceam Alexandru. Și acum îl cheamă Adrian, dar a fost băiat. A fost băiat. Și soțul meu, iar e norocul meu, că dacă nu era el, nu era băiatul. Așa, așa, deci sunteți o norocoasă. Da, sunt o norocoasă. Ghinion, și mai sunt o norocoasă că acum vreo două săptămâni am primit un costum cătrință nouă și o ie foarte frumos și bogată cu sută, trebuie să o personalizez. Lavinia, da, ați considerat tot timpul că sunteți un om norocos? Da, sunt. Sau au fost doar așa momente și momente în nu, viață? Nu, sunt norocoasă. Și norocul meu... E bărbatul meu care are grijă de mine așa, ca de un copil. Mă... Vă simțiți ce copil? Da, 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 da. Hai să-l salutăm. Cum se numește soțul Virgil dumneavoastră? Charament. Domnul Virgil, bună dimineața, să aveți uitați grijă în, aveți o cameră, în continuare de doamna Silvia, prietena da. Noastră dragă. Într-adevăr, și când, mulțumesc pentru când întâlnești un om care are grijă de tine toată viața, chiar... Te simți da. Asta înseamnă să ai jumătatea. Grijă, da? Da. Jumătatea ta trebuie să aibă grijă de tine. Da, și să știi că într-un cuplu chiar da, se întâmplă. O cauți. În lumea asta, o fi la grădiniță, mă da. O fi la grădiniță. Dar în lumea asta mare, cu siguranță, își găsește fiecare sufletul pereche și cum zicea mamaia mea, orice sac are petecului, mă. Noroc că m-ai comparat cu un sac, mă simt bine. Dar avem o melodie în premieră. Pentru că rămânem în așa succesului și premierele au loc la matinal și noroc. Populari. Nu uitați, dragi prieteni. Mă, cum se leagă? Mă, dacă suntem norocoși și ne iubești. Dumnezeu. Doamne, ne iubește Dumnezeu. Despre noroc vorbim, despre noroc ne cântă în această dimineață în premieră Silvia Charament. Hai noroc, noroc. Moșneac din joc, lasă-mă și nu-mi da pași, ești nebun de tot. Păi treci pe priscul cu moșnezii, lasă-te din joc. Te e roșăt în obraj, roșu ca de foc. Păi hai să mori, moșneac nebună, și mă lași pe drum. Și mă lași a nimănui, mai puneți pofta cui. Să sotim război, dar
joacă troc-patroc. Cu spată și cu furșeie, cu toți la un loc. O farfurie a fost ca ei, dar hai să dăm pe rog. Faceți loc, vă dați deoparte, voi în surățăi. Păi că au venit fetii din joc, fetii și flăcăi. Din prin toate satele, mândriți fetele. Dar joacă hora strămoșească, disar fetele. Să învăt de sari colo, țara românească. Tot din colo vino-n coace, hai e ora noastră. Să învăt de sari colo, că așa e la joc. Bravo! Premieră la matinal și popular, melodie frumoasă cu doamna Silvia Șaramed. Luați loc, doamnă, haideți să ne povestiți un pic. Dar nu știu de ce stați așa îngrămădiți ca în tren. Știu că este o vreme, de pe vremea lui Ceaușescu ni se trage, când stăteam toți îngrămândiți să nu ne fie frig, da, când ne dădea căldură. Da, doamna Silvia, așa, pe mijlocul fiecare canapea are frumos așa un mijloc și stăm perfect pe mijlocul canapelei. Doamna Silvia, povestiți-ne despre piesă, cu cine ați făcut-o, cine v-a scris textul, linia. Textul am găsit la mine în sat. Câteva versuri am auzit la o mătușă și restul le-am adunat eu pe lângă. Un pic satirică melodia, dar frumoasă. Linia melodică tot de acolo, prelucrată și pusă la punct de domnul Alexandru Havriliuc, maestru Alexandru Havriliuc, și la Suceava am făcut ca și celelalte melodii ale mele cu ansamblu Ciprian Porumbescu. Ce frumos! Vedeți, domnilor, doamnelor, totul se leagă, pentru că pe noi și pe dumneavoastră ne iubește pe toți Dumnezeu. Vorbeam astăzi despre noroc, despre ghinion, dar s-a potrivit la fix această melodie și să o facem și premieră în această dimineață la matinal și popular. Și în această dimineață ne împacă pe toți și ne aduce noroc în case prietena noastră, Silvia Șaramed. Iar muzica, doamnelor și domnilor. Și cu muzică, mâncare, și cu muzică, și cu de toate.
plecați. Revenim în bucătăria noastră, acolo unde doamna Silvia Șaramet, cu mare dragoste, cu mult suflet, ne-a făcut și sărmăluțe. Și avem sărmăluțe în foi de viță și sărmăluțe în foi de varză. Pe toate gusturile, pentru toată lumea, a gătit doamna Silvia Șaramet, așa cu dragoste, cum o face de fiecare dată. Vreau să ne spuneți cum faceți cele mai bune sărmăluțe. Așa, părerea ai despre ele, că sunt cele mai da, bune? Da, de-abia aștept să le gust. Nu le-am gustat încă, dar știu că am mai gustat data trecută când ați venit cu ele și au fost extraordinare. Astea sunt mai bune. Mai bune sunt. Mai bune sunt. Vreau să ne spuneți o rețetă ala. Văd că avem și un ardei umplut, adică nu e doar cu sărmăluță. Deci avem și ardei umplut, avem și roșii sherry puse la sărmăluțe. N-am mai văzut până acum roșiile sherry, n-am mai văzut ardei umplut pus așa printre sărmăluțe și recunosc că nu am mai văzut sărmăluțe în foi de viță cu sărmăluțe în foi de varză așa făcute în aceeași oală. Da, eu așa le fac, ies mai gustoase, că se combină gusturile. Și cu ardei, da. Roșiile, șerii le pun la urmă pentru să arate bine oala când fierbe. Și întotdeauna, atunci când gătim și oala trebuie să arate bine, ca să ne facă pofta aceea pe care ne-o dorim și să mâncăm așa cu drag și cu poftă. Sigur. Pentru că până la urmă și arta aceasta, vederea noastră, arta vizuală ne face este și mai pofticioși. Prima poftă. Doamna Silvia, spuneți-ne, pentru gospodinele de acasă, care este rețeta dumneavoastră de sărmăluțe? Compoziția. Pun carne și de vită și de porc. Aceeași 50-50? Da. Aceeași cantitate? Da. Da. Și hai să zicem așa, la un kilogram de carne sau cum faceți ca și cantitate? După ochi. După ochi? După ochi. Pentru o tavă așa plină de sarmale, de câtă carne are nevoie gospodina de acasă care nu știe să facă? De un kilogram. Un kilogram de carne. Da. 150 de grame de orez. 100, poate fi. Îl fierbem orezul înainte sau nu? Nu, nefiert. Așa. Ceapă. Câtă ceapă la un kilogram de carne? 3 cepe, depinde cât de mare. Condimente? Alea condimente, punem și, eu pun și morcov și păstârnac și la sarmalele. Nu știu că se pune și... Și la sarmalele cu carne pun, da. Bunii pun numai la alea de post, rădăcinile se astea. Se amestecă, se pune aici multă dragoste. Da. Piper, așa, condimente. Sare, piper. Ce condimente punem? Piper. Bravo. Mult piper și cimbru. Da, bravo. Eu pun cimbru. Sare. După gust. Da. Și ia uitați ce deliciu avem în fața noastră, doamnelor și domnilor. Și dragoste. Domnul. Trebuie avut mare grijă. Da. Eu vreau să știu cum presar tu dragostea atunci când gătești, draga mea, Lavinia. Uite, pentru așa că mi-ai arătat în această dimineață o iau de aici din la suflet. Machiaj. Da. Mi-ai arătat cum iei tu dragoste și pui la mâncare și o vreau să le arăt și telespectatorilor. Și o pun așa în mâncare. Vreau să le întreb pe invitatele noastre dacă au așa câte un lucru care consideră că le aduce noroc, dacă sunt superstițioase și poartă întotdeauna, nu știu, ceva, un talisman, o amuletă norocoasă. Asta e crucea care mie poartă Claudia noroc. Ai o cruce? De cât timp o porți? Se când am cumpărat-o, cred, sta în buni, iar înaintea acestei cruci am avut altă cruce și o port mereu cu mine și de câte ori adorm, de câte ori mă trezesc sau am câteva momente, pun mâna pe cruce și mă gândesc la Dumnezeu, mă relaxez și câteva minute sunt așa eu cu mine și cu Dumnezeu. Și consider că mi-a purtat mereu noroc. Foarte frumos. Și la drum și când vin la voi la emisiune. Doamna Silvia, ce purtați în permanență cu dumneavoastră pentru a avea noroc? Tot o cruciuliță. Mereu. Nu sarmale și zacuscă, n-aveți în permanență în traistă. Nu. Deci tot o cruciuliță. Văd o că nu aveți astăzi. Ba, am la mână. A, este acolo, pusă și bine. Am și aici pe lănțișor. Am înțeles. Se vede. De unde le aveți? Au vreo valoare așa nu simbolică? Nu. Cruciulițele, singurică. Cruciulițele sunt toate aducătoare de noroc, nu trebuie să le ai de undeva. Domnilor, domnilor, am început săptămâna împreună, cu toții avem noroc, cu toții avem mici ghinioane, dar important este să rămânem așa, cu sufletul deschis, cu oameni frumoși în jurul nostru și, într-adevăr, norocul ni-l mai facem și noi cu mâna noastră. Nu este prea bine să așteptăm totul așa de la Dumnezeu sau din cer, că are și el mult de cât și are grijă, nu? Uite, eu sunt norocoasă cu un coleg așa bun și ca eu tine. Suntem norocoși cu dumneavoastră cei de acasă, suntem norocoși cu invitații noștri de astăzi, dar noi avem noroc și de sponsor, dragul meu, Mihalis, cărora trebuie să
să le mulțumim. Mademoiselle Atelier pentru ținuta mea de astăzi, atmosferă fashion, www.okawa.ro, la Mircea Măcelaru și cofetăriei Claus. Așa este, draga mea, Lavinia, le mulțumim tuturor, inclusiv invitațiilor noștri și nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Ne revedem mâine dimineață la orele 9 fix cu surprize, pentru că avem foarte multe surprize pentru dumneavoastră și în această săptămână.